Eu cred că toate pozele noastre între ei pe care le avem o să le postăm într-o zi. Da. Dar fotosesia v-am promis-o la tine. Da, deci asta să fie. Da, da. Uite, el ne aude acum și eu tot i-am spus. Sper că ne aude, o să ne aude când apare. Și lui i-am spus atunci și el zice, da, așa și o să fie. Dacă e promis, la ea o să facem bine. Credeam că o să iasă mai devreme în vizor. Nu. Știi cum. Cred că încă este de vreme. Cred că încă este de vreme totuși. Deși noi, crezi că această apariție ar distruge alte viață, alte vieți? Nu ar distruge vieți, dar... Ar afecta. Ar afecta, da. În primul rând ar afecta, am spus-o și o spun desori, ar afecta în primul rând băiatul meu. Băiatul meu, da, care el este un teenager deja și care el nu poate, nu acceptă, nu vrea să accepte un alt bărbat în viață. Dar băiatul tău îl cunoaște. Da. Da. Știi cine este el, nu? Stea la masă așa la o cafea? Nu. Nu, știi dar cine este.